Grecii, fiind prin excelență comercianți maritim, au lăsat în urma lor hărți maritime foarte detaliate cu rutele de navigație de pe Marea Neagră și de pe Marea Mediterană. Aceste hărți includeau porturile, distanțele dintre porturi, precum și direcția vânturilor în funcție de anotimpuri. Majoritatea acestor hărți maritime s-au pierdut. Tot ce știm despre ele provine din surse romane. Imperiul roman a preluat rutele de navigație ale grecilor și le-a adaptat propriilor cerințe economice și militare. Hărțile continentale ale grecilor fiind foarte sumare. Ele includeau doar țărmurile și principalele râuri, acestea fiindcă comercianții greci se aprovizionau din porturile de pe țărm, care erau importante centre de schimb cu băștinașii. Exemple elocvente de hărți comerciale foarte sumare pe care nu apar popoare, ci doar țări, mări și marile fluvii sunt cele ale lui Hecateu din secolul 6 înaintea ale noastre, ale lui Dicaercus și Eratostene din secolul 3 înaintea ale noastre. După cum se poate observa pe hărțile lui Dicaercus și Eratostene, insula Rodos era centrul economic și geografic al lumii grecești. Meridianul care unea Alexandria cu insula Rodos, apoi cu Bizanțul și cu Olbia, era cea mai importantă linie geografică, economică, politică și spirituală. Deloc întâmplător, Marele Rege Burebista a avut imperiul său extins până la Olbia, spre est. Linia locuirii dacice, așa cum o să demonstrăm în acest documentar, s-a întins spre est până pe Valea Niprului, și până pe Valea Vistulei. Herodot în secolul V înaintea rei noastre oferă pentru prima dată în istorie descrieri destul de detaliate asupra popoarelor care locuiau pe cele trei continente cunoscute, Europa, Asia și Libia, numite de romani, apoi Africa. Pe Herodot îl preocupa în special zona de la nordul Mării Negre, o zonă de unde majoritatea orașelor grecești se aprovizioneau cu cereale. Știți era pentru greș ceea ce a devenit mai târziu Egiptul pentru romani, adică principala sursă de alimente. În ce privește zona de la nordul Mării Negre, descrierea lui Herodot este în acord cu realitatea geografică. Teritoriul de la nord de Dunăre rămâne într-o zonă a confuziei. Pentru Herodot și pentru informatorii săi din Olbia, pentru Herodot, Mureșul, de exemplu, se varsă direct în Dunăre, iar pe Valea Mureșului nu locuiesc daci sau geți ci tocmai tribul știtic al agatârșilor. Descoperirile arheologice din ultimul secol nu au pus în lumină în întreaga Transilvanie decât 182 de morminte scitice sau agatârse, cuprinse în doar 50 de necropole, deci nu putem vorbi de o dominație scitică asupra Transilvaniei, ci cel mult de o retragere a unor agatârși în interiorul Arcului Carpatic ca urmare a invaziei persane din anul 514 înaintea erei noastre. În Transilvania știți agatări și nu au nici măcar o cetate sau așezare, fiindcă erau nomazi și locuiau în corturi. Spre deosebire de acești știți migratori, geții și Daci au pe teritoriul de astăzi al României, în epoca zălmoxiană, adică în secolele 7-5 înainte rei noastre, 77 de cetăți și mari așezări, pe care le-am inventariat și reconstituit în lucrarea Davere dacilor. Harta lui Marcus Agrippa este notabilă din patru puncte de vedere. Este prima hartă romană a lumii cunoscute, este prima hartă antică pe care este reprezentată Dacia, plasată între Dunăre și Marea Baltică, este prima hartă a Imperiului cu toate provinciile sale. Este prima hartă antică pe care apar dimensiunile provinciilor romane și ale țărilor din vecinătatea Imperiului Roman, inclusiv Dacia. Dacă hărțile maritime ale grecilor au explorat în detaliu traseele de pe Marea Neagră și Marea Mediterană, harta romană a lui Marcus Agrippa a explorat și măsurat toate traseele continentale din Europa, Asia și Africa, Hărțile maritime ale grecilor erau ale unor comercianți care făceau tranzacții cu toată lumea, iar harta lui Agrippa era harta unor uh, militari care au creat un imperiu ce se pregătea să cucerească lumea. Dimensiunile Galiei erau cunoscute de romani fiindcă aceasta fusese cucerită anterior de Cezar, mentorul și unchiul lui Octavian, viitorul împărat Augustus și a lui Marcus Agripa. Dimensiunile Daciei sunt și ele cunoscute, fiindcă Cezar, la finalul războaielor civile, în anul 45 înaintea noastră, a pregătit în Macedonia o mare armată ce urma să cucerească Dacia, fiind alcătuită din 16 legiuni și 10.000 de călăreți. Alături de Cezar la conducerea acestei mari armate au fost numiți Octavian și Marcus Agripa. Prin urmare, în perioada anterioară anului 45, în noastre, Marcus Agripa și scoadele sale din Dacia au cartografiat și au măsurat întreaga Dacia. În urma acestei operațiuni de spionaj cartografic, romanii lui Cezar au aflat că Marele regat al Daciei se întindea de pe Valea Dunării la sud până la Marea Baltică la nord, și de pe Valea Niprului și Valea Vistului la est, până în Boemia, în ținutul Boilor, spre vest. Regatul lui Burebista și al urmașilor săi de Ceneus și Comosicus a fost la finele secolului I înaintea noastră și la începutul secolului I era noastră cel mai mare și mai bogat din Europa, dar a fost în același timp și cel mai greu de cucerit, fiindcă izbânda romană și aceasta doar parțială S-a amânat din anul 44 înaintea rei noastre până în anul 106 era noastră, adică exact 150 de ani, timp de 6 generații. Marcus Vipsanius Agrippa s-a născut în anul 64, în același an în care Pompeius cucerea în mod definitiv regatul pontului condus de mititatea al șaselea lea cel mai mare dușman al romanilor din secolul I înaintea rei noastre. În condițiile în care statul roman a rămas fără acest dușman redutabil, Cezar a început cucerirea Galiei în anul 58 înaintea rei noastre. Având doar șase ani, Agripa nu a putut fi implicată în acest război de cucerire. La începutul anului 45 în rei noastre, atunci când avea 19 ani, Agrippa i s-a alăturat lui Cezar în războiul acestuia contra fiului lui Pompeius din Hispania. Pentru fidelitatea arătată, Cezar l-a trimis la finalul anului 45 pe Agripa să se pregătească la Apolonia Ilirica alături de nepotul său Octavian, viitorul împărat Augustus, pentru declanșarea războiului contra marelui regat condus de Burebista. Războiul urma să fie declanșat în luna martie a anului 44 înaintea rei noastre. După asasinarea lui Cezar, războiul contra dacilor este anulat, iar Octavian pleacă în Italia însoțit de Agripa, cu scopul de a-și revendica moștenirea ce revenea de la unchiul său Cezar. Agripa este cel mai fidel prietenul al lui Octavian și pleacă în campania de unde recrutează o armată din foști veterani al lui Cezar cu scopul de a-l sprijini pe viitorul Augustus. Treptat, treptat, Octavian, cu ajutorul genial al lui Agripa, învinge pe toți dușmanii lui Cezar și devine în anul 27 înaintea, unicul conducător al statului roman. După ce Augustus a devenit imperator pe viață, adică dictator militar pe viață, Agripa l-a ajutat pe împărat se schimbe fața Romei de mărând majoritatea clădirilor publice din Cărămidă și înlocuindu-le cu noi clădiri din Marmura. Una din cele mai cunoscute clădiri din Roma de astăzi, Panteonul a fost construit de Agripa, iar apoi renovat de Domitian. Augustus l-a răsplătit pe Agripa cu funcția de guvernator al Galiei Transalpine. În anul 18 terenul noastră, Agripa l-a făcut Augustus l-a făcut pe Agripa egalul său acordându-i conducerea tuturor provinciilor de ordin senatorial adică a fost co-împărat Agripa a fost ginerele lui Augustus de două ori a fost căsătorit cu nepoatea lui Augustus Claudia Marcela Maior în perioada 28-21 î.Hr. și era apoi s-a căsătorit chiar cu fica lui Augustus cu Iulia cea bătrână Datorită acestor căsătorii, Agripa este bunicul matern al împăratului Caligula și străbunicul matern al lui Nero. Agripa a murit prematur în anul 12 înaintea rei noastre, la vârsta de doar 52 de ani. Împăratul Augustus a declarat în memoria prietenului generalului cumnatului său o, lum o lună de doliu în întreg Imperiul Roman, iar apoi l-a înmormântat în Imperiul în mausoleul imperial. Din această sumară biografia lui Agripa rezultă că acest general, prieten și cumnat al lui Augustus, cunoștea foarte bine fruntarile Imperiului Roman. Cunoștea de asemenea cine sunt dacii de dincolo de fruntarii, aceasta cu atât mai mult cu cât în iarna dintre anii 45-44 înaintea noastre, Agripa și Octavian Augustus au fost trimiși de cezar să pregătească războiul contra marelui regat al Daciei condus de Burebista. Așadar, harta Daciei întocmită de Agripa și finalizată de Augustus indica hotarele marelui regat nord-dunărean cu care urmau să se confrunte romanii începând cu primăvara anului 44 înaintea erei noastre. După înfrângerea marii coaliții antiromane creată de regele Pontul Mitridate al VI-lea Iupator, în anul 63 înaintea rei noastre de către Pompei, Cezar, pentru a se umple și el de glorie, a atacat și a cucerit Galia între anii 58-50 înaintea noastre. În timp ce armatele romane conduse de Pompei erau masate în Orient, iar cele conduse de Cezar cucereau Franța și Belgia de astăzi, marea armată condusă de Burebista, pe care geograful Greg Strabon o estimează la 200.000 de soldați, detenționa situația de la frontierele vestice și sudice ale Daciei. Mai întâi, marele rege Burebista i-a învins în mod categoric pe celții din centrul Europei, pe boi și pe tauriști, care făceau incursiuni frecvente pe Varea Tisei și Varea Dunării. De asemenea, marele rege Burebista, pentru a-i descuraja pe romani, care în deceniul 7 al secolului 1 înaintele noastre au ajuns cu armatele până la Dunăre, în urmărirea scordiștilor, a făcut expediții militare de succes în zona de nord de a provinciei Macedonia și chiar în interiorul acesteia. Toate aceste fapte le aflăm din geografia lui Strabon. Incursiunile lui Burebista în Macedonia sunt demonstrate pe de altă parte de zecile de mii de monede emise de orașele Apolonia Ilirica și de Hahium, pe care le găsim în Dacia. În Albania, de astăzi, țară pe al cărui teritoriu au fost amplasate respectivele orașe, numărul acestor monede de argint este doar de ordinul miilor. Strabon mai precizează că expedițiile militare ale lui Burebista în provincia Macedonia au băgat teama în romani. Era pentru prima dată când romanii tremurau de frica dacilor. În aceste condiții este cât se poate de firesc că primele preocupări ale lui Cezar în legătură cu problema dacică să apară chiar în vremea când se afla în Galia. Dacă lucrarea de războiul galic al lui Cezar a fost publicată în anul 50 înaintele noastre, la finalizarea acestor războaie, înseamnă că prima mențiune istorică în legătură cu Dacia apare tocmai acum în această lucrare. Menționarea dacilor apare în lucrare în mod contextual, fiind legată de descrierea pădurii hercinice din ținuturile germanice. Potrivit lui Cezar, pădurea hercinică se întinde de la vest la est pe o distanță ce poate fi străbătută cu pasul vreme de 9 zile. Limita estică a acestei păduri o constituie, citez, hotarele dacilor. Cartea 6, -a, paragraful 25. Faptul că Cezar vorbește aici de hotare și nu de granițe naturale înseamnă că frontierele Marelui Regat al lui, lui Burebista se întindeau spre vest până la pădurea Hercinică. Astăzi, cei mai mulți geografi susțin că spre est pădurea Hercinică s-a întins până în munții pădurea Boemiei din Cehia. Chiar și aceste informații istorice izolate le confirmă pe cele arheologice care demonstrează că granița spre vest Dacii era în actuala Slovacia. La Bratislava, săpăturile din ultimele decenii, la castelul din centrul orașului, au pus în evidență urme clare de locuire dacica. După terminarea războiului din Galia, în anul 50 înaintea noastre, Cezar nu putea trimite trupe contra lui Burebista, fiindcă imediat a izbucnit războiul civil, civil cu Pompeius. Acest război a durat între anii 49-45 înaintea rei noastre. Marele rege Burebista l-a trimis pe grecul Acornion din Dionisopolis pentru a încheia un acord de sprijin militar cu Pompeius. Probabil această opțiune a lui Burebista de a sprijini pe romanii conduși de Pompeius a stârnit mari nemulțumiri printre războinicii daci și printre șefii de triburi din Dacia. Bătăria decisivă dintre armatele lui Cezar și cele a lui Pompeius s-a dat pe 9 august 45 înainte reinoase la Parsalus, fiind soldată cu înfrângerea surprinzătoare a armatelor lui Pompeius. Deși această bătălie a fost descrisă detaliat de mai mulți istorici antici, totuși niciunul dintre aceștia nu menționează participarea trupelor dacice de partea lui Pompeius, ci doar prezența unui mic contingent de călăreți conduși de un rege din Tracia. Cel mai probabil acest rege a fost unul dintre supușii lui Burebista din Tracia, fiindcă altfel nu se explică decizia lui Cezar de a începe războiul contra dacilor. Harta lui Agripa, pe care apare dacia de la Dunăre și până la Marea Baltică, de la Vistula până la Boristene, Valea Niprului, a fost așadar întocmită ca un instrument ce facilita incursiunea romană în regatul lui Burebista. Totuși, planurile lui Cezar de a cuceri marele regat al Daciei trecând cu armatele prin ținuturile ilirilor, dardanilor și scordiștilor, cele mai războinice neamuri din peninsula balcanică, este o pură utopie. Că planurile de cucerire a Daciei de către Cezar și Augustus erau pură utopie, au dovedit-o chiar acțiunile militare ale lui Augustus, care deși a domnit timp de 41 de ani, nu a reușit să-și treacă armatele peste Dunăre. Experiența cu cele trei legiuni conduse de Varus, la care s-au adăugat nouă cohorte de infanterie și trei ale de cavalerie, conduse, distruse de germanii lui Arminius în doamna anului nouă era noastră, după ce au trecut rinul și au înaintat prin pădurile germanice, a fost atât de traumatizantă pentru romani, încât în deceniile următoare aceștia au evitat pe cât au putut să traverseze atât rinul, dar și Dunărea. Apolonia Ilirica este un oraș întemeiat în jurul anului 600 înainte ale noastre de coloniștii greci din Corint. Este situat în apropierea marului estic al mării Adriatice, actualmente pe teritoriul Albaniei. Treptat a devenit unul dintre cele mai bogate orașe grecești de pe litoralul Adriatic, fiindcă se afla în capătul vestic al drumului ce lega peninsula balcanică și implicit Italia de Orient. În epoca romană, această rută comercială se va numi Via Egnatia, Capătul estic al acestui rute era actualul oraș Constantinopol. În anul 229 înaintea noastră, orașul intră sub dominația Romei, iar din anul 148 înaintea ei noastre va face parte integrantă din provincia romană Macedonia. Așa cum am arătat în lucrarea regii dacilor și războaiele cu romani, atacul lui Burebista asupra provinciei Macedonia, confirmat de Strabon, a avut loc asupra orașului Apolonia Ilirica, dar și a orașului Dirhahium, orașe aflate în capătul vestic al Via Ignatia, de unde romanii controlau întreaga peninsulă balcanică și de unde își puteau trimite armatele spre Valea Dunării. Atacul lui Burebista asupra acestor două orașe a fost așadar unul strategic cu scopul de a izola peninsula balcanică de influența romanilor. Ulterior, războiul lui Cezar contra lui Pompeius a avut o primă fază care s-a desfășurat tocmai pe coasta dalmatică. La începutul anului 48 înainte rei noastră, armatele lui Cezar a ocupat orașul Apolonia, iar Pompeius, orașul Dirhachium, unde avea o bază importantă de aprovizionare. Luptele tactice dintre cele două armate au durat între ianuarie și august, fiind câștigate de Pompeius. Cezar a fost fugărit în Tesalia, unde s-a regrupat și a câștigat în mod nesperat bătălia de la Parsalus. Fiindcă orașul Apolonia Ilirica a fost în posesie lui Cezar timp de 8 luni în anul 48 înainte, noastră dictatorul militar cunoștea foarte bine atât fortificațiile orașului cât și împrejurimile. Doar așa se poate explica decizia lui Cezar de a începe războiul contra dacilor tocmai de la Apolonia, de pe coasta de a Mării Adriatice și nu de la Aquileia, de exemplu, din nord-estul Italiei, care ar fi fost orașul roman cel mai apropiat de Dacia trecut, Cezar nu a mai reușit să-și pună în aplicare planul de a cucerii Dacia fiind asasinat în luna martie anului 44, cu câteva zile înainte de a pleca pe front, acest plan a fost reluat de împăratul ani din același loc de la Polonia și pe aceeași rută pe care dorea să urmeze și Cezar pe columna în scenele ce redau începutul războiului din vara anului 105, apare Brundisium și traversarea Mării Adriatice până la Polonia, scenele 79-80, și apoi înaintarea de-a lungul coastei de Almate până la orașul Lisus, scenele 81-88, după care urmează marșul spre Ulpiana, scenele 88-91. Cu 150 de ani înainte, aici la Apolonia, Cezar l-a trimis pe nepotul său Octavian, viitorul Augustus, și pe Marcus Agripa pentru a pregăti războiul contra marelui regat al Daciei condus de Burebista. Perioada șederii lui Octavian și a lui Agripa la Apolonia dintre luna decembrie anului 45 și martie 44 este descrisă destul de detaliat de Nicolaus din Damasc. Cartea acestea a fost tradusă din greaca veche în engleză abia în anul 2017. Vom relua în continuare câteva fragmente din această carte pe care le-am tradus în premieră în limba română. Fragmentul 130, așadar. Paragraful 16. Octavianus a petrecut trei luni la Roma și apoi a venit și a locuit aici la Apolonia. Era admirat de prietenii și tovară și săi, fiind venerat de toată lumea din oraș și lăudat de instructorii săi. În a patra lună a șederii sale, un libert a venit de acasă, entuziasmat și consternat, adică de la Roma, trimis de mama sa și purtând o scrisoare în care se spunea că Cezar a fost ucis în senat de Cassius și Brutus și complicii lor. Le-au sfătuit să ia armata din Macedonia, pregătită pentru războiul cu Daci, de dragul siguranței, să meargă la Roma și să se răzbune pe ucigași. Soldații aveau să fie ostili față de ucigași, pentru că îl plăcuseră pe Cezar, iar simpatia lor avea să crească când îl vedeau pe băiat. Aceast, dar aceasta părea un curs dificil pentru un om foarte tânăr și prea mult pentru tinerețea și lipsa lui de experiențe, mai ales că dispoziția oamenilor față de el nu era încă clară și mulți dușmani îi puteau fi împotrivă. Prin urmare, propunerea nu a fost adoptată. Paragraful 17, un fragment. Apoi a lăudat pe... Octavian Augustus i-a lăudat pe apolonieni, iar după aceea, când a devenit stăpân al Romei, le-a conferit acestora autonomie și imunitate și alte favoruri importante și a făcut din oraș unul dintre cele mai norocoase. Toți oamenii lacrim l-au escortat la plecare, admirându-i reținerea și înțelepciunea pe care le dezvăluise în perioada de ședere acolo, și în același timp le părea rău pentru soarta lui incertă. Așadar, Octavian, sfătuit de prietenul său Agripa, a dat dovadă de moderație și de înțelepciune pe toată durata celor trei luni petrecute la Apolonia, dar și în momentul în care a aflat de asasinarea lui Cezar unchiul său. A lăsat armatele romane în Macedonia pentru ca nu cumva armatele dacice ce așteptau atacul, să contraatace la aflarea știrii despre moartea lui Cezar. Armatele cu care Octavianus s-a răzbunat pe Cassius și Brutus. Au fost aduse de Agripa, fiind compuse așadar din legionar veteran din Campania și nu din Macedonia. Dintre clădirile construite de Agripa în centrul Romei, doar una a supraviețuit până astăzi. Este vorba de panteonul lui Agripa, care din templul al întregului panteon roman a fost transformat în secolul al IV-lea în biserică creștină. Așa se explică de ce nu a fost dărămat și el. Diocasus în istoria romană susține că Agripa a început construcția celor mai multe clădiri publice din Roma și enumere câteva din acestea. Niciuna din aceste clădiri nu a fost terminată în vremea lui Agripa, fiindcă acesta a murit prematur la vârsta de 52 de ani. Cei care au finalizat clădirile începute de Agripa au fost rudele sale, în principal sora sa, dar și împăratul Augustus, a cărui fică era măritată cu Agripa. Iată un fragment din Diocasius în care se vorbește și de porticul pe care era expusă harta lui Agripa. Este vorba de cartea 55, paragraful 8 lui Agripa, afară de locul porticului precum și de diribitorium, a fost deschise pentru popor de însuși Augustu, Augustus. Acest edificiu fusese lăsat de Agripa în, primă, în plină construcție și cu acest prilej a fost terminat. Cât despre porticul din câmp pe care îl făcuse sora lui Agripa, Polia, cea care adusese unele în frumuse țări și la hipodrom, și această lucrare era departe de a fi gata. Din această relatare pentru anul 7 înaintea ei noastre rezultă că porticul început de Agripa și continuat de sora sa era departe de a fi gata. Finalizarea îi se lui Augustus. Istoricii moderni care s-au ocupat de acest portic au estimat că data de finalizare este anterioară anului 9 era noastră, data dezastrului lui Varus din Germania. Așadar, harta lui Agrippa a fost văzută de romani abia la începutul secolului I era noastră. Harta lui Agrippa a fost pictată pe pereții porticului, cel mai probabil pe trei dintre aceștia. Fiecare perete reprezenta un continent, Europa, Asia, Africa. Harta lui Agrippa este o reprezentare a lumii cunoscute de romani la începutul secolului I era noastră și nu o harta Imperiului lui Augustus, întrucât ea cuprinde India, Parția, Mesopotamia, Arabia, Etiopia, Sarmația și Dacia, mari țări necucerite de romani. Pe lângă harta pictată pe cei trei perețe ai porticului, harta lui Augustus avea și un manual explicativ scris în latina, unde erau prezentate date topografice despre fiecare țară și provincie. Nici harta pictată pe portic și nici manualul explicativ nu au supraviețuit până astăzi. Tot ce a supraviețuit din manualul explicativ al hărții sunt doar două codice medievale și datele de natură geografică preluate din acestea de Plinius cel bătrân în asa istorie naturală. Conținutul celor două codice medievale cu harta lui Agrippa, precum și datele extrase din Plinius cel bătrân, le vom prezenta în capitolul nou al acestui documentar. În acel capitol vom calcula circumferința daciei din harta lui Agripa și o vom compara cu circunferința Dacei cerite de romani, descrisă de Eutropius. Toate acestea le vom compara apoi cu circumferința României actuale. Marcus Agrippa a cunoscut Dacia și Geția nu doar din iarna dintre anii 45-44 înaintea noastre, atunci când a pregătit alături de Octavian la comanda lui Cezar campania contra dacilor lui Burebista, ci și ulterior în anii în care s-a aflat la vârful statului roman alături de Octavian Augustus. Marcus Agripa, în calitate de general roman, de comandant al unor mari armate, a călătorit practic în toate colțurile Imperiului Roman, din Hispania, Ungaria, în Germania, în vecinătatea sud-vestică a Daciei, în Grecia, în Asia Mică, dar și pe litoralul sudic al Mării Negre, la sud-est de Geția. Nu cunosc un alt roman care să fi călătorit pe jos călare și cu corabia de-a lungul țărmurilor mediteranei, mai mult decât Marcus Agrippa. Aceste călătorii, în mod evident, nu puteau fi făcute decât pe baza unor hărți precise pe care erau indicate și distanțele dintre orașe sau porturi. Actualmente, din ceea ce a rămas din harta lui Agrippa, nu, nu prezintă aceste distanțe dintre orașe și porturi. Din hărțile de călătorie ale lui Agrippa, pe care le vom prezenta în continuare, se poate înțelege mai bine că harta era foarte asemănătoare și a stat la baza hărții lui, Pto lui Ptolemeu pe care apar coordonatele geografice ale localităților și de asemenea a stat la baza tabulei pe unde apar distanțele în mile dintre localitățile romane. Așadar, în, în anul 45 înaintea rei noastre, agripa a călătorit alături de Cezar în Hispania apoi s-a întors la Roma pentru a fi trimis imediat la Apolonia spre a pregăti războiul contra lui Burebista. Între anii 44 40, 40 înaintele noastre, în timpul războiilor civile, a condus armatele romane prin toată Italia, apoi prin Grecia, cu scopul de a-l sprijini pe Octavian să-și câștige moștenirea unchiului său Cezar. Între anii 39-34 înaintea ei participă la războaiele contra germanilor, apoi la cele din Iliria. În anul 35 înaintea ei noastre, alături de Octavian, ajunge la Siscia sau Săgestica, unde le întâlnește pe regele dacilor Cotiso. Între anii 32-31 înaintea ei noastre, călătorește cu armatele de-a lungul țărmurilor vestice ale Greciei. Între anii 23-19 înaintea noastră, noastre, gripa se deplasează succesiv între Asia Mică, Grecia, Italia, Hispania și Galia. Toate aceste călătorie puizante în fruntea armatelor i-au șubrezit în mod serios sănătatea. Călătorile care i-au pecetuit sfârșitul prematur au fost cele din anii 18-12 înaintea noastre, în Panonia Grecia, Asia Mică, Sudul Mării Negre. Frigia, Lidia, Cipru, Siria și Iudea. Octavian Augustus, deși a fost creatorul Imperiului Roman, deși a domnit asupra acesteia timp de 41 de ani, nu a călătorit atât de mult ca Agripa, preferând să-și trimită generalii în frunte armatelor pentru a rezolva revoltele din, din Germania, din Iliria sau din Orient. Totuși, Octavian Augustus îi cunoștea foarte bine pe daci, dar foarte bine fiindcă în anul 35 înainte rei noastre, sub pretextul unui război contra dacilor, s-a întâlnit la Sistia sau la Segestica, în actuala localitate Sisac din Croația, cu regele dacilor Cotiso. Planificatul de război contra dacilor s-a transformat într-o pace durabilă între uh, romani și daci. Armatele romane vor trece pentru prima dată Dunărea abia în anul 86 era noastră pe vremea lui Domitian și vor fi învinse în mod categoric atunci fiind ucis comandantul întregii armate romane Cornelius Fuscus. Pacea dintre Octavian, viitorul Augustus și regele dacilor Cotiso a fost întărită prin promisiunea că Iulia, fica lui Octavian, îi va fi dată în căsătorie lui Cotiso sau cel mai probabil fiului regelui, ținând cont de vârstele acestor copii. Suetonius scrie cât se poate de explicit în biografia lui Augustus că acesta, citez, i-a promis-o pe Iulia lui Cotiso și că în această perioadă i-a cerut în schimb regelui pe fica acestuia în căsătorie în viața lui Augustus 63 cu 2. În mod sigur, această, aceste tratative dintre Daci și Romani au început înainte de anul 35 înainte rei noastre, fiindcă Octavian a fost necăsătorit doar înainte de anul 38. În acel an s-a căsătorit cu Livia. Prin urmare, primele tratative dintre Cotiso și Octavian au avut loc cel mai probabil în anul 39 înainte rei noastre, la 5 ani după moartea lui Burebista. Această pace durabilă dintre daci și romani a fost încheiată așadar atunci când marele preot al dacii a fost Deceneus, care i-a succedat lui Burebista, așa cum susține Strabon. O altă parte din regișorii geți -ge care s-au desprins din marele regate lui Burebista i-au promis uh, lui Antonius, rivalului Octavian. Este vorba în primul rând de regele Dicomes. Așa se explică faptul că Octavian Augustus, după ce a devenit împărat, l-a trimis pe generalul său uh, Crasus între anii 29-27 înaintea rei pentru a, a se răzbuna pe regii geți din zona Dunării de jos, dar și pe tribali, precum și pe băstani, care au fost și ei în mod sigur de partea lui Antonius. Prin urmare, Octavian Augustus, cel care a finalizat harta lui Agripa, îi cunoștea extrem, dar extrem de bine pe daci, intenționând să căsătorească cu o prințesă la Sermi Săgetuza Regia, cu fica lui Cotiso. Nu ne putem decât imagina cât de frumoasă și de educată era această prințesă, dacă educată de cel mai înțelept om al, al acelor vremuri de marele preot de Ceneus. În viitorul documentar pe care îl vom realiza, o să arătăm pe bază de texte antice că împăratul Augustus, citez, se liniștea sufletește, am încheiat citatul, cu descânt de cezalmoxiene va fi o premieră absolută. Chiar dacă nu a primit-o pe prințesa Dacică în căsătorie, Octavian Augustus a dobândit înțelepciunea Dacică nemuritoare. Împăratul romanii cunoștea de asemenea și pe geții de la Dunărea de Jos și din Dobrogea, împotriva cărora a trimis pe crudul general Crassus. Spunând toate acestea, este mai mult ca sigur că această artă a lui Agripa, finalizată de Augustus la începutul secolului I era noastră, Conținea pozițiile geografice ale multor davăi dacice, dar și poziția sarmii Săgetuzei Regii, unde locuia prințesa pe care urma să o ia de soție viitorul împărat roman. Aceste date geografice au fost preluate apoi de greco-egipteanul Ptolemeus, geograf care nu a călătorit însă niciodată în Dacia și cu atât mai puțin în vecinătatea ei. Fragmentele de text ce au însoțit harta pictată lui Agripa s-au păstrat până astăzi în două codice medievale, precum și în lucrarea istoria naturală a lui Plinius cel Bătrân. Cele două codice medievale cuprind date geografice despre toate marile țări din Europa, Asia și Africa. În cele ce urmează vom prezenta doar fragmentele de text ce privesc Dacia. Am tradus pentru prima dată în istorie aceste fragmente în limba română. Este absolut inexplicabil cum până astăzi niciun filolog, niciun istoric și niciun geograf român nu s-a ocupat de traducerea și de comentarea textelor ce au însoțit hartea lui Agrippa, deși acestea erau cunoscute încă de la finele secolului XIX și începutul secolului XX. Este vorba doar de prostie în stare pură sau este și o doză mare de trădare națională de tip academic, globalist? Cel mai probabil este vorba de o mixtură între cele două. Vom începe așadar cu primul codice denumit uh, Dimensuratio Provinciarum în care găsim uh, date despre toate țările mari ale lumii antice. Am uh, ales fragmentul cu numărul 8 unde este descrisă Dacia. Sus avem uh, textul în latină, iar aici l-am tradus în română. Așadar, Dacia și Getica sunt mărginite la est de deșerturile Sarmației, la vest de râul Vistula, la nord de ocean, adică de Marea Baltică, și la sud de râul Histro. Sunt deschise în lungime 280 de mile, iar lățimea este cunoscută ca fiind 386 de mile. Este vorba de mile romane. În al doilea codice medieval, denumit Divizio Orbis Terrarum, avem două fragmente care privesc Dacia. Cele două, două codice sunt mult mai extinse, privind toate provinciile și toate țările cunoscute de roman. Deci acestea sunt doar fragmentele referitoare la Dacia. L-am îngroșat acest text pentru că el este cel care datele din el se potrivesc cel mai bine cu realitatea de pe teren așa cum vom demonstra uh, imediat. Deci acest prim text, numărul 11, în traducere um, este Toată Germania și Dacia sunt mărginite la est de râul Vistula, la vest de râul Lin, la nord de ocean și la sud de fluviul Dunărea, deschis în lungime aproximativ 800 de mile, în lățime 394 de mile al doilea text, cu numărul 14, capitolul 14 în acest codice, este următorul. Dacia este mărginită la est de deșerturile Sarmatiei, la vest de râul Vistula, la nord de ocean și la sud de râul Histro. Descris în lungime 180 de mile, lățimea cunoscută fiind de 386 de mile. Și în sfârșit, fragmentul privitor la Dacia, păstrat în istoria naturală a lui Plinius cel Bătrân, este vorba de cartea 4, paragraful 82, care se refere direct la Agripa. Deci Agripa ne-a transmis că întreaga regiune coprinsă între Dunăre și Ocean, adică între Dunăre și Marea Baltică, are o lățime, are o lungime de 1.200.000 de pași, și o lățime de 396.000 de pași de la pustiul Sarmaților la râul Vistula. Adică sunt două dimensiuni pe direcția nord-sud, adică Dunăre, Marea Baltică și o altă dimensiune de la est la vest între pustiul Sarmaților și râul Vistula. Acum, ceea ce este comun în toate aceste Texte, este faptul că frontiera Daciei este mărginită la vest de râul Vistula 2. La nord era Oceanul, adică Marea Baltică Absolut toate textele susțin acest lucru Cele trei, te patru texte Apoi, al treilea fapt, că la sud era Dunărea și al patrulea fapt este că la est era deșeul, deșertul sarmaților, care nu este definit, dar uh, regiunea fără cu câmpii se, se desfășura de la est de Nipru până spre Volga. Adică era regiunea de dincolo de Nipru, fiindcă Cuceririle estice ale lui Burebista au ajuns până la Olbia, Olbia fiind un oraș strategic, așa cum am văzut la începutul acestui film, pe o axă esențială pentru greci, care Olbia fiind plasată deși la vărsarea Bogului și a Niprului în Marea Neagră. Deci până aici s-a întins cuceririle estice ale lui Burebista. Acum vom face câteva verificări de natură geografică. Aici este textul, dar imediat vom lucra pe hărți GIS 3D. Așadar, putem calcula suprafața Dacii doar plecând de la aceste limite geografice foarte clare, dar vom verifica comparând cu arta reală toate datele în mile ce apar în text, adică 280.000, 80 de mile, 386 de mile, 800 de 394 de mile, 190 o stu, o, 1200 de mile, 396 de mile. Trebuie să spun că înainte ne-am verificat de mai multe ori, însă aici ne va ocupa foarte mult timp pentru a le prezenta, așa că vom alege doar două date, sunt verificări eliminatorii, pentru a vedea că cifre de 190 de mile și. 1200 de mile nu sunt reale, adică nu, nu, se potrivesc cu datele de pe harta reală. Ce înseamnă 190 de mile romane? Deci un pas roman avea 1,472 metri, deci înmulțim 190 de mii de pași cu un pas și ne va da transformându-le în kilometri, 279,6 km pentru 1200 de pași le înmulțim cu uh, un uh, 1,472 metri, deci pentru un pas și ne va da uh, 1766,4 km. Aceste date le vom uh, verifica pe hartă și vom vedea că nu sunt conform cu realitatea, adică sunt fie prea mici, fie prea mari pentru uh, cele patru limite pe care le avem indicate de textele antice. Acum vom verifica pe harta GIS 3D în format geotif cu proiecție UTM. Este UTM fiindcă este puțin rotunjită la margini la marginile de sud și de nord, iar celelalte margini sunt, după cum vedeți, oblice. adică este o proiecție uh, pe un uh, glob. Și vom verifica cele două dimensiuni extreme, adică 190 de mile și 1200 de mile, adică 279,6 km, respectiv 1700 166,4 km. Vom începe cu 190 de mile și vom trasa, să zicem, de la Dunăre spre Nord o, o prima axă. Deci aceasta are 181 de km, în, vedeți în stânga jos o ducem mai sus, 100, 250, aici este 308, deja am depășit cei 279 de kilometri. Să o ducem și pe direcția vestică, direcția est-vest, deci începem de la Tulcea, să zicem, și o ducem către vest. Deci 280 de km ar trebui să fie. Deja deci aici avem 400, 500, 600, deci 280 ar fi. Aici este 295 până la Olt, pe defileul Oltului. Prin urmare, o țară cu aceste dimensiuni de 190 de mile, fie pe lățime, fie pe lungime, este imposibilă Chiar uh, și provincia dacia romană era mai mare decât uh, o provincie, să zicem, ipotetică cu, aceaste, cu aceste dimensiuni. Acum vom face o verificare pentru 1200 de mile, vom mări puțin fiindcă o să ieșim în afara hărții deci 1200 de mile romane sunt 1766,4 km deci vom trage de la Dunăre această linie până spre nord aici este vărsarea vistului în Marea Baltică deci avem 1214 km fa față de 1766 care este valoarea pentru 1200 de mile deci am ieșit mult mai mare, aici este 1470 de km. Oricum am trage această linie, iată spre vest avem 972, vom de în penisula Crimea, deși nu avem date despre cam aici este Olbia, aici este vărsarea, avem spre Adriatica, 1300 de kilometri. Deci în nici o variantă nu se potrivește această cifră de 1766 de kilometri sau 1200 de mile. Prin urmare, ceea ce spune uh, Plinius cel Bătrân, nu este verificabil pe arta reală. Așadar, trebuie să revenim la alte valori, la valorile pe care am anunțat deja, ca fiind valide, vom Desfășura în continuare harta cu valorile valide, iar apoi vom trage contururile geografice ale dacii peste ea. Am realizat, așa cum spuneam, simulări pentru toate valorile în mile care apar în cele patru texte și. Uh, cele reale sunt 800.000 și 394.000, adică doar acestea se potrivesc pe harta uh, reală GIS 3D. Această hartă care apare în imagine are, să vă imaginați, o dimensiune de 19,8 giga, deci este cât un joc video întreg. Este o hartă 3D. Pe ea am trasat pe prima dată axa nord sud o să o selectez pe aceasta iată are aproape 800 de mile, un pic mai mare de la Dunăre și până la vărsarea Vistulei în în Marea Baltică, deci este o ax ce unește, cum spune Pliniu cel Bătrân, Dunărea cu Oceanul, doar această axă de 800 de mile poate fi trasată pe harta reală și doar în această poziție. Deci este o axă nord-sud, puțin oblică. Axa est-vest care unea Vistula cu Voristene, adică cu Nipru este aceasta, acum am selectat-o. Avea 579,9 km. Aici este puțin mai mică cu jumătate de kilometru. Deci, doar în această poziție, aici era măsurat. La vest este Vistura, și la est este Boristene. Prin, prin urmare, cele două axe nu formau uh, conturul Daci, ci erau doa, doar două axe geografice, nord-sud și est-vest. Deci nord-sud 800 de mile, uh, est-vest uh, 394 de mile. Pe aceste două axe trebuie să trasăm contururile reale pe râuri și pe munți. Toți, toate textele, toate cele patru texte susțin că frontarile Daciei erau la est de Vistula, adică Vistula era limita vestică a Daciei și era granița dintre Germania și Dacia. Prin urmare, la vest de Vistula nu găsim Daci, ci doar triburi germanice. Așadar, am trasat, am lăsat aici o linie dreaptă, iar apoi a mers pe conturul munților Carpați, după cum spune și Cezar, este între uh, Cehia și Slovacia, mă rog, pădurea hercinică, iar apoi a coborât pe Dunăre în sud, apoi spre est, iar apoi litoralul pontic până la Olbia. De la Olbia a trasat o linie dreaptă în sus, fiindcă nu cred că această zonă care se extinde deasupra peninsula, Peninsulei Crimeea, era uh, locuită de geți, fiindcă aici s-au găsit foarte, foarte mol, multe morminte științifice și sarmatici. Iar apoi a mers pe cursul uh, Niprului spre vărsarea către sale și către uh, Marea Baltică. Prin urmare avem această formă care cumva imită un pileus Dacic. Perimetrul acestei, acestei dacii rezultate din valorile oferite de textele antice provenite din Agripa sunt Deci perimetrul este 4959,9 km vedeți în dreapta sus Iar suprafața este o suprafață extrem de mare 879 de 1149 de km pătrați. Vom memora aceste date, ca să zic așa, și le vom compara în cele ce urmează cu suprafața Daciei Romane, cu cerite de romani, pe care o vom calcula acum în premiera absolută, fiindcă nu a mai calculat-o nimeni cât era această Dacie Romană, iar apoi vom compara toate aceste suprafețe cu cea a României actuale pentru a vedea cât de extins era teritoriul pe care au trăit daci în vechime. Toate aceste date, după cum am arătat, sunt verificabile atât prin texte antice cât și prin pe calea arheologică. Eutropius în lucrarea Breviarum, scris în jurul anului 390, adică în secolul 4, vorbește despre hotarele Daciei, însă nu precizează în mod clar despre ce Dacie era vorba, fiindcă avem o Dacie creată de Traian cu hotare extinse peste Muntenia și sudul Moldovei, apoi o Dacie a lui Hadrian, restrânsă fără Muntenia Moldova și Banat deci nu știm la ce fel de dace, la care dintre aceste de dacii se referă textul lui Eutropius când vorbește despre acești un milion de pași, iată textul Prolix am zice noi fiindcă el nu se referă la secolul IV când provincia Dacia nu mai, nu mai exista la nord de Dunăre, iată un mic text despre un mic fragment despre Traian ce a făcut el, a reclădit orașele de dincolo de rind din Germania, după înfrângerea lui Decebal a cucerit Dacia și a înființat uh, dincolo de Dunăre o provincie romană pe acele ogoare pe care acum le dețin Taifali și Tervingii, provincia aceasta se întinde de jur împrejur pe o lungime de un milion de pași, deci provincia aceasta se referă la care provincie? La provincia lui Traian, la provincia lui Hadrian, la celelalte provincii și reîmpărțiri de provincii de până în 270 sau la ce fel de provincie? Până acum, istoricii români au susținut că această valoare de un milion de pas se referă la unii, au susținut că se referă la Dacia lui Traian, fiindcă se vorbește despre Traian, iar alții au susținut că se referă la Dacia, lui, Dacia restrânsă a lui Hadrian. Prin urmare, este o nebuloasă totală dacă mergem doar pe aceste texte, iar istoricii români nu au făcut lumină în această privință. Este foarte ușor să suprapunem în continuare harta dacii romane, în cele două variante ale, ale din vremea lui Traian și cea de-a doua variantă din vremea lui Hadrian și să le măsurăm pe harta GIS 3D furnizată de NASA. Deci este o hartă SRTM de tip uh, geotif. Prin urmare vom face aceste două verificări să vedem la ce harte se referă Eutropius și care era mărimea Daciei Uh, mărimea provinciei Dacia de după 118, fiindcă această Dacie s-a păstrat și nu Dacia lui uh, Traian. Vom face mai întâi o verificare pentru harta Daciei din vremea lui Traian, așa cum apare ea în uh, tratatele de istorie a României Antice. Ce avem aici? Deci avem uh, o hartă GIS 3D, geotif provenită de la NASA, se numește SRTM, SRTM NASA, peste care vom uh, trasa harta Daciei Romane din vremea lui uh, Traian, pe care am digitalizat-o, iată. -o. Această hartă albă, deci se suprapune perfect peste. o să fac câteva simulări. Se suprapune perfect peste uh, harta GIF, iată linia Dunării și Munții. Această hartă a dat și romane din vremea lui Drean, cu frontiere extinse. Iată banatul, iată muntenia, iată sudul uh, uh, Moldovei am preluat-o și apoi am digitalizat-o din lucrarea Istoria Militară a Poporului Român, o carte apărută în anul 1984, este la pagina 188 pentru cei care vor să verifice. Prin urmare, este o hartă realizată de topografii militari români înainte de 1990 și nu ne îndoim de acuratețea datelor uh, în ceea ce privește plasarea castrelor romane. În continuare vom uh, trasa peste această hartă albă uh, frontierele pentru a le măsura. Noi deja le-am trasat fiindcă ne lua mult timp și le avem uh, trasate doar să le selectăm. Iată, deci Dacia lui Traian din anul 106 fără banat, fiindcă o să vedeți ce dimensiune o să aibă această hartă, iar în, banat, în Banatul de Câmpie nu există castre romane, prin urmare nu avem de ce să includem Dacia, Banatul de Câmpie în teritoriul Daciei um, romane. O să vedem ce perimetru și ce suprafață are această Dacie din vremea lui Traian, această presupuse Dacie din vremea lui Traian. O să selectăm suprafața Daciei, iată și avem sus în dreapta perimetrul de 1700 de kilometri adică circunferința Daciei și o suprafață de 140.000 400 de kilometri pătrați, să zicem, ori știm că cei un milion de picioare reprezintă doar 1472 de kilometri pe, pe perimetru. Prin urmare, această hartă a lui Trean, chiar și fără banat, deci chiar și fără banat, este prea mare, 1700 de kilometri circumferință față de 1470, aproape, 200 de kilometri, mai mult de 200 de kilometri diferența. Prin urmare, textul lui Eutropius nu se referă la Dacia Romană din vremea lui ani, Deci este o, un progres extraordinar în domeniul istoric, ceea ce am făcut acum, fiindcă am măsurat această Dacie a lui Traian și am văzut că Eutropius nu se refere la ea, că are un teritoriu mai mult mai mare, de 1700 de kilometri, circunferința. Oricum, memorăm cele două date, 1700 și 140 de 1400 de kilometri pătrați, pentru a le compara cu celelalte hărți pe care o să le prezentăm în continuare. Eu zic că este suficient prezentarea acestei hărți din vremea lui Traian. Vom trece la Uh, uh. hărțile din vremea lui Hadrian. O să vedem că la această hartă se referă textul lui uh, Eutropius. Anticipăm așadar. Aici este harta Daciei Romane din vremea lui Hadrian, uh, o hartă mult mai restrânsă. Am preluat-o din datul de istoria României din 1960. Prin urmare lipsește Muntenia, sudul uh, Moldovei și, evident, banatul. O să selectăm suprafața pe care am trasat-o anterior pentru această provincie restrânsă și avem perimetrul de 1452,3 km, care este în aceeași ordine de valori cu ceea ce spune. Eutropius despre granițele provinciei Dacia. Deci la această valoare se referă Eutropius când spune că Dacia are uh, circumferința de un milion de pași, adică 1472 de kilometri. Este doar, uh, deci avem o diferență de doar câțiva kilometri pătrați, câțiva kilometri în lungime pe această graniță, așadar este absolut... Uh, Uh, valid să scoatem banatul de câmpie din, uh, din această dacie romană, fiindcă vedem la vest de Berzo Berzovia și la vest de Tibis cum nu mai există alte castre romane pe Timiș, ci avem o graniță vestică direct spre Bulci, către valea Mureșului, iar apoi pe Catena munților Apuseni iar apoi pe catena vestică a munților Carpații Orientali după care pe spre Dunăre pe, pe acest limes transalutanus deci dincolo de Olt așadar suprafața acestei dacii romanele restrânse pe care au păstrat-o romanii până în 250 este de 90.000 271 km pătrați. Vom memora aceste date și le vom uh, compara cu suprafața Daciei uh, descrise de Agripa, iar apoi cu suprafața, Daci, uh, suprafața României de acum pentru a vedea care sunt uh, diferențele notabile între aceste hărți. Este pentru prima dată când cineva calculează pe aceste hărți, hărți GIS oferite de NASA, și apoi pe hărțile digitalizate, tradiționale, ca să zicem așa, cea cu alb, suprafața reală a daciei romane. Este, deci, repet, este pentru prima dată când cineva calculează pe hărți reale și nu pe hărți speculative și imaginare cum s-a făcut până acum. De aceea se și explică că istoricii români au. când au introdus bănațul de câmpie în teritoriul Dacii, când l-au scos, când au susținut că este vorba de Dacia lui Treian pentru cei un milion de pași, când au susținut că este vorba doar de Dacia lui Hadrian. Acum știm, fix, știm sigur că cei un milion de pași se referă doar la acest teritoriu restrâns din creat de Hadrian în 118 după războaiele cu iazigii, când iată le-a cedat iazigilor valea Timișului și valea um, Tisei, fiindcă acel război din 118 a fost aproape catastrofal pentru romani. În continuare vom trece la comparații. Dacia pe artea lui Agrippa la începutul secolului I era noastră, avea circumferința de 4959. 1,9 km și suprafața de 879 de 1149 km pătrați. Harta romană în vremea lui Hadrian în anul 118 avea circunferința de 1452,3 km și suprafața de 90.271 km pătrați. România în anul 2024 are circunferința de 3100 49,9 km și suprafață de 238.397 km pătrați. Concluzia numărul 1 Dacia de la începutul secolului I era mai mare decât Dacia romană de la începutul secolului II de 9,7 ori. Așa se explică de ce Traian a câștigat contra armatelor dacilor din viitoarea provincie doar două titluri dacicus, în vreme ce contra carpilor și dacilor liberi din afara provinciei, împărații romani care i-au urmat au un total de 12 titluri după cum urmează. Deci titlul de carpicus maximul l-au luat următorii împărați: Filip Arabul, Aurelian, Dioclețian, Maximianus, Constantin Clorus, Galerius și Constantin cel Mare. Iar titlurile de. Dacicus Maximus le-au luat Maxi, Maximinus, Maximus, Decius, Galienus și Aurelian. Prin urmare avem 12 titluri de victorie, cu victorie contra dacilor și carpilor din afara provinciei și doar două titluri de victorie contra dacilor lui Decebalos. Rezultă un raport de 6 pentru dacii liberi, similar cu cel de 9 pe care l-am identificat în cadrul suprafețelor. Concluzia numărul 2 Suprafața Daciei romani este mai mică decât suprafața actuală a României de 2,6 ori, prin urmare orice discuție despre presupusă romanizare a Dacilor din aceste ținuturi este superfluă și absurdă. Concluzia numărul 3 Suprafața României de astăzi este mai mică decât cea a Daciei de la începutul secolului 1 era noastră de 3,6 ori, prin urmare celelalte două treimi din suprafața dacii antice se află actualmente incluse în uh, suprafețele țărilor din vecinătatea noastră. Date oarecum similare de proporții obține și dacă vom compara armata lui Burebista cu cea a României din 2024. Este vorba de 200.000 de soldați pentru armata lui Burebista și de doar 69.900 de angajați militari, între care se a fost inclus și cei de la jandarmerie pentru România din 2024. Prin urmare, armata lui Burebista era mai mare de 2,8 ori decât cea a României din anii globalizării absurdului. Acum putem înțelege mai, mult mai bine de ce armata lui Burebista a băgat spaima în romani conform spuselor lui Strabon. Acum putem înțelege mult mai bine de ce Cezar a mobilizat lângă Polonia Ilirica o armată de 16 legiuni și de 10.000 de călăreți cu care urma să ceda ceea ce se întindea de la Dunăre și până la Marea Baltică, așa cum susține harta lui Agripa. Toate aceste triburi care se găseau pe Valea Tise, pe Valea Nistrului, pe Valea Bugului, pe Valea Niprului, pe Valea Vistului, precum și pe afluenții lor, au fost considerate pe rând de istoriografia germană și de cea rusă, apoi de cea poloneză în secolele 17 19 când triburi de origine germanică, când strămoși ai slavilor. Trebuie spus foarte clar că triburile germanice ori scandinave, numite în mod generic goți, a ocupat Valea Vistre abia pe parcursul secolului II și mai ales în secolul III. Cât privește locuirea slavă pe Valea Vistrei ori pe Valea Bugului, aceasta s-a realizat doar după prăbușirea efemerului Imperiu Hunic. Prin urmare, triburile slave au ocupat această zonă abia în secolele 5 6 Primul istoric român care a arătat modul infam în care au lucrat istoricii germani, ruși și polonezi în legătură cu triburile de origine dacică de la nord și est de Carpați, a fost Grigore Tocilescu. În lucrarea dacii înainte de romani, apărută în anul 1880, reprezintă în capitolul al 8-lea teza identificării dacilor cu celții, cea identificării cu germanii, cea identificării cu slavii și le respingere cu argumente cât se poate de raționale. În secolul 20, istoricii români au preluat demonstrațiile lui Tocilescu. Dar pentru a intra în grațiile Imperiului German și ale celui sovietic, au tras toate aceste triburi ale costobocilor, ale carpilor, ale dacringilor peste teritoriul României. Costobocii, carpii erau așadar daci, dar nu mai locuiau pe teritoriile disputate de Germania, Rusia și Polonia în primul și în al doilea război mondial, ci undeva prin Maramureș, ori prin Bucovina. Din faza negării s-a trecut așadar în faza sublimării. Acestea au fost mecanisme psihologice de apărare pe care le-au folosit istoricii români în secolele 19 20 care nu au ce căuta în descrierea obiectivă a faptelor istorice, întrucât istoria nu se desfășoară după mecanismele psihologiei individuale, ci după legile psihologiei colective. Aceasta ar fi lecția pe care ar trebui să o învețe fiecare student la istorie, dar această lecție nu se predă la nicio facultate de istorie. Psihologia colectivă a popoarelor este influențată în mod covârșitor de factorul climatic și de cel geografic. Repetatele răcire ale climei de-a lungul istoriei au determinat marile migrații de popoare, care au venit în antichitate și nevul mediu, de la est spre vest și de la nord spre sud. Este o legitate istorică colectivă. De fiecare dată când se răcește clima, cu 2 sau 3 grade, în medie popoarele migrează în aceste direcții și au loc războaie. Migrația goților prin teritoriile costobocilor, da cringilor, carpilor, tisageților, amadocilor a avut loc fiindcă în Scandinavia a avut loc orocirea climei. Migrațiile din aceeași direcție s-au repetat câteva secole mai târziu cu vikingii. Așadar, triburile de aici ale carpilor, ale costobocilor, ale amadocilor, burilor, ostilor, cotinilor, tirageților, da, cringilor sunt puțin cunoscute, fiindcă așezările lor au fost distruse de marile migrații nordice, după care de marile migrații estice. În secolele 17-19, istoricii germani, polonezi și cei ruși au manipulat faptele istorice, susținând că toate popoarele de pe Vistula și de pe Nipru sunt strămoșii lor. Într-un cât, așa zis, și cronicar moldoveni s-au format în Polonia, iar apoi, cei din așa, așa zisa școală ardelenă s-au format la universități catolice austriece. Ei nu au putut să-și contrazică maeștrii în manipulare. În epoca sovietică, de asemenea, istoricii români nu au avut curajul să afirme cu tărie că triburile dacice au viețuit pe, te, pe teritoriul Imperiului Comunist, așa că, din conformitate și din lașitate, i-au retras pe aceștia în Prin urmare, în cele ce urmează, pentru a arăta unde locuiau cu adevărat aceste triburi dacice, nu vom apela la niciun istoric român, la niciun istoric german, la niciun istoric polonez și la niciun istoric rus. Vom apela la istoricii de origine daneză, la cei din Anglia, ori la istoricii din Franța, care nu sunt implicați emoțional în aceste identificări ale popoarelor antice de pe Vistula și de pe Nipru. Primul istoric la care vom apela este danezul Șutec, care este cel mai bun comentator al lui Ptolemeu pentru geografia Europei Antice. În cartea sa Europa lui Ptolemeu pentru Nordul Europei, apărută în anul 1917 la Copenhaga, prezintă prin transformarea coordonatelor geografice antice în coordonate actuale, marele neam al costobocilor locuind pe Valea Mijlocie a Vistulei. Principala dava a costobocilor a fost dava plasată chiar lângă cursul Vistulei. În mod evident, din 1917 și până astăzi, istoricii polonezi nu au identificat sătideava, fiindcă altfel ar fi trebuit să recunoască faptul că în antichitatea această zonă nu era locuită de slavi. În continuare Șute îi plasează pe buri, pe valea superioară a Vistulei, la intrarea în munții Carpați. Capitala acestora era localitatea Arse Arsenion. La est de buri pe Catena. Nordica Carpaților, la izvoarele Vistului, erau Carpi. Capitala acestora în secolul I era noastră, era Carsidava. Terminațiile în Dava, în Dava ale Seti Davei și Carsidavei, demonstrează faptul că atât neamul costobocilor, cât și cel al Carpilor, erau de origine dacică. O altă ramură a costobocilor s-a deplasat spre sud și a trăit în munții Ceahlău de lângă Petrodava, actualul oraș Piatra Neamț. La est de acest, acești costoboci, din Carpați pe Valea Nistrului, a tirasului antic locuiau tirageții. Capitala lor era Clepidava. Așadar și costobocii din Ceahlău și tirageții de pe tiras aveau origini dacice și getice, capitalele lor având sufixul Dava, Petrodava, respectiv Clepidava. Pe valea superioară a Niprului, vecini cu Costobocii, la est de aceștia, îi vedem plasați pe Amadocoi. Șute susține că aceștia erau mai degrabă sarmați decât daci, însă terminația docoi din numele lor ne îndreptățește să susținem că erau daci combinați cu sarmați. Capitala Amadocilor este Amadoca plasată chiar lângă Nipru. La extremitatea lumii dacice era firesc ca dacii să fie amestecați cu sarmații. Totuși, faptul că dacă o sarmații de aici au mai multe orașe plasate lângă Nipru, demonstrează că respectiva populație nu era nomadă. Sarmații roxolani erau prin excelență nomazi și nu aveau orașe. Sarmații care au migrat în secolul I era noastră în, câmp în câmpia Tisei, pe actualul teritoriu al Ungariei, nu au lăsat în urma lor nici măcar urmele unui sat, ei locuind în corturi. De fapt, numele de sarmați iaziși demonstrează, desemnează în limba greacă antică sarmați emigranți sau sarmați migratori. Așadar, putem, putem spune fără greș că amadocii de pe Valea Niprului erau mai mult daci decât sarmați, fiindcă aveau orașe, însă nu erau în totalitate daci, fiindcă aceste orașe nu se numeau dave. La fel de amestecați erau și Buri, a cărui capitale se numește Arsenion și nu Dava. Ta Tacitus spune despre acești buri că nu sunt germani, subliniez, nu sunt germani, dar că și-au însușit unele obiceiuri suebice, germanice. Nici Osi și nici Cotini nu erau germanici. Despre cotin Tacitus în lucrarea Germania susține că vorbeau o limbă celtică, iar despre Osi că aveau o limbă panonică. Așadar, acești daci de la periferia vestică a lumii dacice erau amestecați cu suebii, cazul burilor, cu celții, cazul cotinilor, cu panonicii, cazul osilor. Burii, osii și cotinii apar reprezentanți pe columna lui Traian la începutul războiului din 101, fiind de partea regelui Decebal. Nici reprezentanții burilor, nici cei ai osilor și nici cei ai cotinilor, așa cum vom vedea în capitolul 12, nu sunt îmbrăcați ca și germanicii, doar în pantaloni, fără cămașe, ci au pantaloni și cămașă lungă ca și dacii. Singura diferență dintre aceștia și daci este aceea că nu au pileus pe cap. Prin plasarea tuturor acestor neamuri dacice pe arta digitalizată, rezultă Rezultată din descrierile lui Agripa avem această situație topografică. Am mai rămas să vorbim doar despre da cringe, ce apar și cu numele greșit de la cringe. Despre la cringe sau da cringe, Tacitus în lucrarea Germania nu ne spune nimic, ceea ce înseamnă că aceștia nu erau germanici și că nu locuiau la vest de Tisa, acolo unde Tacitus plasează patria originală a germanicilor între Vistula și celelalte râuri din estul Germaniei. Culmea este că acești, da, crinci sau la crinci, nu apar nici în geografia lui Ptolemeus, ceea ce înseamnă că locuiau mult mai la nord decât Costobocii adică pe cursul inferior al Vistelei, aproape de Marea Baltică. Deși Agripa spune că dacii locuiau până la ocean, până la Marea Baltică, totuși pe harta lui Ptolemeus, realizată un secol mai târziu, zona de vărsare a Vistelei Marea Baltică era ocupată de un mic tribal gotonilor. Aceasta nu poate însemna decât că la începutul secolului I era noastră pe harta lui Agripa, în această zonă trăiau de cringii sau la cringii, iar apoi la începutul secolului II, era noastră, aceștia au fost împinși mai spre sud, fapt care i-a presat pe o parte dintre costoboci să se deplaseze și ei în munții Ceahlău la Petrodava. La Cringi sau de Cringi apar descriși în nordul Europei de către Diocasius în contextul războiilor marcomanice ale lui Marcus Aurelius fiind al, al, aliația ai, romanilor. Prin urmare, dacringii luptau contra germanicilor, dar și a sărmaților roxolani. Îi vedem prezentați pe columna lui Marcus Aurelius de la Roma, toți în haine dacice, toți cu pileus pe cap. Sunt singure pile singurii pileati de pe columna lui Marcus Aurelius. Primul istoric modern care a identificat pe la Cringi cu Da a fost francezul de Mujot, în extraordinarea sa lucrare, formarea Europei și invaziile barbare, apărut în anul 1969 la Paris. Trebuie să remarc că această carte este cea mai bună lucrare despre lumea germanică antică, fiind o lucrare clară, rațională și logică din punct de vedere istoric. Istoricul francez a remarcat că în manuscrisele bizantine ce reproduc lucrarea lui Diocasius, lucrare scrisă în greaca veche, litera delta s-a degradat și a luat forma lui lambda în cazul da numele lor transformându-se în la Istoricii germani în secolele 18-19 au jubilat și au transformat imediat pe la în trib germanic. Până acum niciun istoric român nu a remarcat demonstrația lui de Mujo, conform căruia de sunt dat și nu germanici, deși de la publicarea acestei lucrări au trecut 55 de ani. Așadar, de trebuie plasați la nord de Costoboci, pe Valea Vistulei, la începutul secolului I era noastră. Ceea ce istoricii germani numesc lumea gotică este pur și simplu o manipulare istorică. Micul tribal al gotonilor care a emigrat din Scandinavia pe valea superioară a Vistulei, în locul da cringilor, nu putea să își mărească populația de 10 ori în decurs de două secole și apoi să ocupe jumătatea estică a Europei, iar în anul 410 să cucerească Roma și să distrugă Imperiul Roman. În mod evident, gotonii i-au antrenat pe migraț în migrația lor spre Crimea pe toți dacii, carpii, costobocii, dacringii, tirageții, Bastarni, pe ucinii amadocii și pe toți dacii liberi de la nord și est de. Carpați. S-a realizat o confederație geto dacă gotă la care s-au adăugat și sarmați, care în izvoarele istorice ale secolului 3-4 este denumită când cu titulatura de geți, când cu titulatura de goți. Poetul Claudianus, care a trăit în anul cuceririi Romei de către Alaric, chiar în Roma, spune că cei care au cucerit orașul au fost geții și nu goții. Iată câteva fragmente din uh, cartea lui Claudianus. Prin urmare, în uh, armata lui Alaric, pentru anul 410, erau mai mulți carpi, costoboci, da, de crinci, decât goți. Alți 11 autori din secolul 5-6 susțin același lucru. Așadar, nu este nicio confuzie între geți și goți ci doar o mani, mare manipulare din partea istoricilor germani în secolele 18-19, care au susținut că armata lui Alaric era compusă doar din goți de origine germanică. Marele imperiu germanic și cele două războaie mondiale, începute de germanici, se bazează așadar pe zeci și pe sute de asemenea manipulări istorice. În mod clar, Alaric, născut nu în Bavaria sau în Renania, nu era germanic. Locul de naștere a lui Alaric este lângă Tulcea, pe insula Peuce, printre Peucini. Tacitus mărturisea cât se poate de în lucrarea Germania că, citez, nu se știe dacă Peucinii sunt germani ori sarmați. Am încheiat citatul. Doi istorici englezi au demonstrat că această denumire istorică de goți nu include doar populații germanice venite din Scandinavia, ci este vorba despre un compozit etnic ce s-a format între Carpați și Valea Nipriului cu extensii până pe Valea Donului. În literatura sovietică acest compozit etnic poartă denumirea de cultura Cernjakov, iar în literatura arheologică românească se vorbește de cultura Sântana de Mureș ca o cultură mixtă a dacilor germanicilor și sarmaților. În cadrul acestei culturi, la început, pașnice dacii nu, care se incinerau au conviețuit în aceleași localități cu germanice și cu sarmații care se înhumau. Acest mare amestec de popoare dintre Carpați și Nipru a fost presat și apoi amenințat de o altă mare confederație de popoare asiatice, ce s-a pus în mișcare dinspre către vest. În izvoarele latine, persane și chineze, această confederație a primit numele de Huni. Prin urmare, Confederația Popoarelor Migratoare a împins la sud de Dunări Imperiul Roman, Confederația Popoarelor Sedentare ori Semisedentare ale Dacilor, Germanicilor și Sarmaților. Împinși de Huni, Carpii costobocii, da Cringi intră în Dacia și în anul 250 îi alungă pe romani la sud de Dunăre. Teritoriul Dacii devine apoi principalul avampost a incursiunilor dacice, germanice și sarmatice în Imperiul Roman. În anul 410, armata confederată a dacilor, goților și sarmaților cucerește Roma, apoi jumătatea din Imperiul Roman este distrus de invazia confederației hunice. Nu ne putem întreba decât retoric de ce s-au petrecut toate aceste fenomene care au culminat prin cucerirea Romei și prin distrugerea Imperiului Roman. Nu pot să răspund decât astfel din cauza avariției și a mândriei împăratului Traian, care a dorit să distrugă regatul dacic și apoi să jefuiască aurul din munții Apuseni. Regatul dacic era singurul care putea asigura stabilitatea pe linia Dunării, oprind și voiul de popare din Stepa. Experiența romană dintre domnile lui Augustu și Domitian au demonstrat cu prisosință acest fapt. Regatele dacice ale lui Cotis la început și apoi cele lui Decebalus la final au oprit toate migrațiile armaților. Armatele romane, deși au cucerit o parte din regatul lui Decebalus pe vremea lui Trean, s-au văzut incapabile să mențină frontiera romană pe Carpați. Au demonstrat repetatele împărțiri și reîmpărțiri ale provinciei în două, apoi în trei sub provincii mai mici. Doar cu un regat dacic puternic aliat al romanilor, se putea menține securitatea Romei pe linia Dunării. Traian datorită avariției și mândriei sale patologice, a realizat cel mai mare forum din Roma, a realizat cele mai multe zile de jocuri cu gladiatori, a început războaie contra evreilor din Mesopotamia, a început războaie contra parților de dincolo de Eufrat și a cucerit Arabia. Deci acest Traian a deschis furnicarul, iar ceilalți împărați romani nu l-au mai putut opri. În mod paradoxal, regele Decebalos a fost cel mai mare apărător al Imperiului Roman. Singurul împărat care a înțeles acest fapt a fost Domitian. În cele din urmă, senatorii romani, cei mai avari oameni din întregul Imperiu, l-au ucis pe Domitian și l-au adus la conducere pe omul lor, pe superavarul Traian. Fără apărarea dacică pe linia Dunării, soarta Imperiului Roman a fost pecetuită încă din 106. Nimeni nu a înțeles acest lucru timp de două secole, până când avarii senatorii romani au acceptat în final că întreg ca întreg Imperiul să fie condus de împărați de origine dacică, singurii care puteau menține apărarea pe linia Dunării. Aceștia au fost o listă foarte scurtă de mai aici, Maximinus, Galerius, Maximianul, Maximianus plus toți împărații născuți în provincia Dacia Mediteranea în frunte cu Constantin cel Mare. Cu toți acești împărați de origine dacică la conducerea Imperiului s-a terminat o eră istorică și a început o nouă epocă istorică. În Polonia, ca de altfel în toate țările slave din jurul nostru, în secolele 18-19, orice așezare antică descoperită era considerată ca fiind de a strămoșilor slavilor. Astfel au fost slavizați fictiv ilirii, celții, dacii, germanii, goții și mulți alții. În perioada sovietică, atunci când toate țările slave au intrat sub influența URSS, Orice preocupare a arheologilor slavi pentru daci a fost pur și simplu interzisă. În epoca comunistă în Polonia a fost publicat doar un singur articol despre monedele dacice de pe Vistula. În Ucraina nu a fost publicat nimic despre daci. Doi arheologi de aici au publicat în reviste de specialitate din România, în limba română, un studiu despre un sanctuar dacic și un alt studiu despre o cetate dacică de pe Tisa. În Serbia nu s-a publicat absolut nimic despre dacii de la sudul Dunării, nici măcar despre împăratul roman de origine dacică nu se spune nimic în articolele și cărțile sârbești că el era, că acest împărat Galerius, dar și familia sa era dacică de origine. În Ungaria, pe de altă parte, în perioada sovietică au apărut doar două articole despre dacii de pe Valea Tise și de pe Valea Adunării Mijlocii, după care s-a așternut tăcerea absolută. Amintim aici că o mare cetate dacică a fost identificată în anii 1950 chiar pe dealul ce domină Budapesta. Singura țară slavă din epoca comunistă în care s-au publicat mai mult de două articole despre Daci a fost Slovacia. Arheologii din Nitra au elaborat mai multe articole arheologice și monografii în care au publicat cimitire dacice și cetăți dacice de pe teritoriul Slovaciei. Această tendință continuă și în epoca actuală cu arheologii din Bratislava care au identificat urme de locuire din epoca dacică chiar sub castelul din centrul orașului. În toate celelalte țări din jurul României, tendințele istoriografice de minimalizare și de negare a dacilor prezente în epoca sovietică continuă și astăzi în Polonia, în Ucraina, în Ungaria și în Serbia. Pe de altă parte, în Bulgaria asistăm la exagerarea rolului geților în istoria țării slave, mai ales după anul 1990. Conform arheologilor bulgari, capitala lui Dromihete ar fi la Svestari, deși isoarele, izvoarele istorice uh, antice susțin că toate bătăliile dintre geți și macedoneni s-au purtat la nord de Dunăre și nu la sud de Fluiu. Mormintele de la vestarii sunt de inhumație, pe când cele getice sunt de incinerație, exemplu fiind marele cimitir getic de incinerație de la Zimnicea. Mormintele de la Svestari sunt similare cu cele macedonene de la Vergina din Grecia, din Macedonia, ceea ce înseamnă că la Svestarii, în sudul Dunării era un rege trac, supus macedonenilor și nu getul Dromihetes, care s-a luptat pe viață și pe moarte cu Lisimach, macedonianul și cu fiul acestuia. Din sigurul articol publicat în Polonia în epoca comunistă, remarcăm faptul că monedele dacice erau răspândite în zona Cracovie, în zona Volânie, în zona Liov și pe întreaga catenă nordică a Carpaților. Acesta este, acesta este harta cu lista localităților din nordul din, de pe catena Carpaților. Așa arătau monedele dacice găsite între Vistula și Nipru. Monedele dacice de tip Răduleșu ce au fost bătute pe Valea Mureșului, în perioada anterioară lui Burebistea, au ajuns până aproape de Marea Baltică, așa cum este din această hartă poloneză. Arheologii polonezi au publicat în anul 2006 un studiu despre ceramica dacică din sudul Poloniei, din zona Cracovia, în care apar 50 de localități cu urme clare de locuire dacică. Studiul a apărut într-o revistă românească. Aceasta este harta cu cele 50 de localități de pe Vistula, cu ceramică dacică, iar aceasta este lista cu cele 50 de localități. Pot fi identificate astăzi precis pe harta. Evident, lângă ceramica găsită în mod sporadic, există locuințe și cetăți care nu au fost găsite culmea de acest, acești arheologi polonezi. În anul 2011 a fost publicată de această dată într-o revistă poloneză, o excepție, un studiu despre brățările dacice găsită pe Valea Vistulei. Din harta publicată la finalul studiului observăm că brățările daci, numite de arheologi de tip și mleu Silvaniei, fiindcă acolo s-au descoperit cele mai multe de acest tip, s-au găsit pe toate Valea Vistulei, de la izvoare și până la vărsarea în Marea Baltică. Aceasta este, deci, harta cu localitățile în care s-au găsit în România și în Polonia aceste brățări. Așa arată o dacică de acest tip și Mleu Silvaniei. Observăm așadar o lipsă totală de interes din partea arheologilor din Polonia pentru problema dacică, deși pe Vistura au locuit atât Costobocii cât și Da iar la Izvare au locuit Buriosi și Cotini. Arheologii polonezi nu au descoperit până acum nicio locuință și nicio cetate dacică. În Polonia actuală, deși geograful antic Ptolemeus plasează pe a două dintre cele mai importante dave ale dacilor transcarpatici. Setidava, potrivit lui Ptolemeus, are coordonatele 44 și 53,30 conform sistemului de coordonate Alexandrin. Carcidava este plasată și ea dincolo de munți, în sudul Poloniei. De astăzi, având coordonatele 53,20 și 48,15. Dacă arheologii de origine slavă ocultează în mod cât se poate de clar problematica dacică și apoi valahă din țările lor, atunci aceștia trebuie să ne răspundă la o întrebare mult mai simplă, privind chiar originea lor, originea slavilor. Prin ce miracol? Au trecut slavii, de vreme ce în secolul 6 cele trei triburi ale lor, Veneti, Antes și Sclavenii, au ocupat teritorii restrânse la nordul Carpaților, iar apoi, până în secolul al X-lea, au ajuns să ocupe mai bine de jumătate din Europa. Nici măcar romanii nu au reușit acest lucru în doar câteva secole. Aceasta este harta cu triburile Slavilor în secolul al VI-lea, iar aceasta este harta cu triburile slavilor în secolul al X-lea, ocupând jumătate din Europa, inclusiv Grecia. Apoi, altă întrebare, prin ce miracol au trecut slavii? Fiindcă de la o jumătate de Europa au ajuns să ocupe câteva secole mai târziu, aproape un sfert din teritoriul actual al Pământului. Aceasta este harta țărilor slave din 2024. Din această perspectivă putem înțelege mai bine că toate marile războaie din secolele 19, 20 și 21 s-au purtat pentru spargerea și divizarea lumii slavilor. Repet, s-au purtat pentru spargerea și divizarea lumii slavilor. Războiul din Rusia al lui Napoleon, apoi primul război mondial cu distrugerea Imperiului Țarist, apoi al doilea război mondial finalizat cu crearea URSS, apoi războiul, războiul rece dintre Occident și lumea slavă sovietizată, iar acum războiul dintre slavii ortodoxi din Est. Alimentat de țările catolice și protestante. Toate acestea au avut așadar scopul și au scopul de a sparge și diviza, de a distruge lumea slavilor care a apărut din senin, am putea spune în mod metaforic. Pe columna lui Traian, pe scenele spiralate de pe fusul columnei, dacii și aliaților, cu excepția sărmaților, apar redați fără armuri, în costumul tradițional. Totuși, pentru a reliefa faptul că și dacii erau înarmați la fel ca și romanii, cu armuri și cu coifuri din metal, Apolodor din Damasc a dispus ca baza columnei să fie decorată cu scuturi, cu arme, cu armuri și cu căști dacice care arată la fel cu cele ale romanilor. În cazul în care sculptării romani ar fi reprezentat pe dat și pe aliații lor cu armuri, armatele romane nu ar mai fi putut fi distinse de cele dacice și întregul basorelief ar fi devenit un nonsens. În acest mod este scultată și cu columna lui Marcus Aurelius, dar și sarcofagul Ludovisi, precum și majoritatea monumentelor în care armatele romane luptă contra adversarilor. Facem această precizare pentru a arăta că niciunul din dacii nordici pe care îi vom prezenta nu luptau în mod real fără armură sau fără coifuri. Prin urmare, reprezentările dacilor sunt etnografice și nu militare. Vom începe cu burul ce apare în calitate de aliat, a lui Decebalos la începutul columnei lui Traian, în scena numărul 9. Despre purtătorul Marii Ciuperci cu mesaj scris, știm că era bur din textul lui Diocasius despre războaiele dacice. Tacitus spune despre burii de la nord de Carpați că nu sunt germani, dar că au luat de la suebii germanici felul de a trăi și limba. Burul de pe columnă apare redat cu o cămașă ce îi cade de pe umeri. Pe columne nu vedem niciun Dac cu umerii dezgoliți. Pe de altă parte, suebii sunt redați pe columne, dar și pe monumentul de la Adam Clisi, goi până la Brâu. Așadar, burul nord carpatic are o cămașă mai mică decât cea dacică. Această reprezentare etnografică a burului demonstrează și ea, alături de spusele lui Tacitus, că burii nu erau germanici. Împotriva, putea spune că burii erau dacii cei mai fideli ai lui Decebalus, care locuiau la nord de Carpați. Ceilalți aliați nordici a lui Decebalus apar în scena numărul 27 de la finalul campaniei din anul 101. În total sunt 10 ambasadori ai popoarelor nordice care își arată sprijinul pentru regele Decebalus și dezaprobă războiul fără motive care îl poartă Traian la nord de Dunăre. Cel care îi vorbește lui Traian este un sol al suebilor germanici, fiindcă respectivul personaj are părul strâns în nod pe partea laterală a capului și nu are cămașă. Pe monumentul de la Adam Clisi putem vedea mai mulți asemenea sueb germanici care luptă alături de armantele lui Decebalus contra romanilor. Așadar, suebii germanici l-au sprijinit în mod masiv pe Decebalus în campania din Moesia și Tracia, în iarna anilor 101-102. În spatele suebului germanic apare un călăreț îmbrăcat în haine specifice dacilor și cu fizionomie dacică. În dreapta lui este un alt călăreț din alt neam. Calul, îmbrăcămintea și fizionomia celui de-al doilea călăreț sunt asemănătoare cu ale călărețului din primul plan. Din izvoarele antice scrise, Știm că triburile osilor și ale cotinilor erau mari crescători, crescătoare de cai. Trebuie să remarcăm că cei doi cai ce apar în scena 27 sunt cei mai frumoși de pe columnă, chiar mai frumoși decât caii sarmaților. Prin urmare, cei doi călăreți nu pot fi decât reprezentanții osilor și ai cotinilor care îl sprijineau și ei pe regele Decebalus. Așadar, osii și cotinii aveau aceeași fizionomie ca și dacii și se îmbrăcau la fel ca aceștia. Singura deosebire este absența Pileusului. Pe columna lui Marcus Aurelius, ce răzăscene de luptă din timpul așa-numitelor războaie marcomanice, apar pe lângă marcomani și alte triburi germanice și sarmatice și două triburi nordice ale dacilor. Este vorba de costoboci și de dacrinci. Costobocii apar pentru prima dată în scena 91. Vedem în această scenă o delegație de a costobocilor care nu este primită de Marcus Aurelius. Cei doi soli vorbesc doar cu soldații romani auxiliari. Urmarea este redată în scena ur următoare, scena numărul 92. Cavaleria romană atacă și urmărește cavaleria costobocilor. Scena se petrece undeva pe Valea Vistrei, fiindcă în aceste scene nu apar nici dealuri, dar nici munți. Costobocii sunt îmbrăcați la fel ca dacii, doar că nu au sabia curbă de tip dacic. În aceste scene, costobocii sunt înarmați doar cu sulițe. De asemenea, nu posede pe cap pileusul dacic. Spre deosebire de dacii intracarpatici, ai căror armată era formată în principal din trupe de infanterie, trupele costobocilor sunt alcătuite exclusiv din cavaleri. Doar din această perspectivă putem înțelege atacul fulgerător al costobocilor din anul 170, care au ajuns până sub zidurile Atenei. Ca replică la atacul roman de pe Valea Vistului, costobocii au devastat provincia Moesia Inferioră, apoi Tracea Romană și, în final, Grecia aflată sub romani. Atacul costobocilor în Imperiul Roman a fost plănuit și pus în operă de regii costobocilor de la Setidava, Davă de pe Valea Vistulei, pe care arheologii polonezi refuză să o identifice pe teren. Un alt neam daci regat în mod magnific pe columna lui Marcus Aureliu este cel al dacringilor. Dacringii sunt aliații principale ai romanilor pe Valea Vistulei Inferioare și luptă cu Marcus Aurelius în fruntea în frunte contra sarmaților. Armata de acringilor, compusă ca și cea a costobocilor, în principal din trupe de cavalerie, urmează trupele legionare spre sarmația nordică, spre sarmația roxolanilor. Pe columna lui Marcus Aurelius, în scena 78, putem vedea 10 călăreți de acringi cu 3 drapele de luptă, ceea ce demonstrează că trupele de acringilor erau organizate în unități militare ca și cele ale romanilor. O astfel de trupă de călăreți putea să aibă fie 500 de soldați, fie 1000 de soldați. Toți soldații de cringilor au pe cap pileusul dacic, ceea ce demonstrează că toate aceste trupe ale dacilor nordici aparțineau nobililor, fiind formate așadar din aristocrați și nu din oameni liberi. În fața trupelor de cavalerie ale de cringilor observăm trei infanteriști și doi arcași, toți purtători de pileus. Din faptul că armata dacilor este în prelungirea trupelor de legionari ale romanilor conduse direct de împăratul Marcus Aurelius, putem înțelege din scenele 78 și 79 de pe această columna a lui Marcus Aurelius că armata dacilor nordici era compatibilă cu armata romană și că au luptat și în decenile anterioare alături de legionari, poate chiar contra sarmaților iazici de pe Valea Tisei. De fapt, în secolele 3-4, principalele războare romanilor s-au purtat tocmai contra sarmaților iazici de pe Valea Tisei, dar și contra sarmaților roxolani de la est de delta Dunării. În condițiile în care trupele sarmaților erau formate în principal din trupe de cavalerie, romanii au avut nevoie stringentă de magnificele trupe ale de cavalerii ale dacilor nordici, ale dacringilor. Întrucât în îmbrăcămintea dacringilor nu găsim niciun element etnografic germanicos, ori sarmatic, dar nici roman, îi putem considera pe acești dacringi, daci pur sânge din nordul Europei. Nu știm nimic despre acești daci pur sânge. În secolele următoare, ce s-a întâmplat cu ei? Au rămas pe loc și au întemeiat regate în nordul Europei? sau au urmat valul goților și au contribuit apoi la cucerirea Romei. Pe una din fețele scultate ale sarcofagului numit actualmente Ludovici, păstrat la Vatican, este o scenă de luptă dintre o armată romană condusă de un tânăr aristocrat roman ce nu depășește 20 de ani și o armată mixtă alcătuită din trupe germanice și din trupe de daci conduse de doi pileati. Aproape toți istoricii moderni care s-au ocupat de acest sarcofag au identificat această bătălie ca fiind una dintre romani și goți. Așadar, soldații fără cămași din partea dreaptă a sarcofagului sunt trupe de goți. Dar cine sunt cu adevărat dacii din partea stângă a scenei? Pentru identificarea momentului istoric redat în această scenă ne ajută tocmai reprezentarea tânărului comandant roman, din istoria sângeroaselor confruntări dintre goți și romani, știm că armata romană a fost comandată o singură dată de un asemenea tânăr de 20 de ani. Este vorba de fiul împăratului roman Traian Decius, care a pierit în luptele cu goții conduși de Cniva pentru cucerirea orașului Filipopolis, al actualului oraș Plovdiv din Bulgaria, în anul 251. Alături de goți, în armata care a atacat și cucerit Filipopolisul și apoi, în cea care l-a învins și ucis pe Traiano Decius la Britus, au existat, conform scrierilor antice, contingente importante de soldați carpi. Așadar, scena de luptă ce apare pe sarcofagul Dovisii este de la sediul Filipopolisului din anul 251. Prin urmare, războinicii, care apar cu Pileus în partea stângă a scenei, sunt conducătorii armatelor carpice. Observăm că acești carpi din anul 251 sunt reprezentanți ca și dacii de pe columna lui Traian. Principalele trupe sunt cele de infanterie. Călare luptă doar nobilii cu Pileus. Singura deosebire pe care o putem constata între acești carpi din anul 251 și dacii lui Decebal din anii 105-106 este faptul că militarii carpi nu mai foloseau săbile curbe de tip Sica, ci mânuiau săbii drepte de tip Roman. Cu aceste săbii de tip Roman, Carpi îi înving categoric pe Roman și le ucid comandantul, dar și pe fiul acestuia, iar apoi împreună cu goții lui Cniva îl ucid pe împăratul Roman. Traian Decius este așadar primul împărat roman ce cade în lupta împotriva carpilor. Toate aceste episoade de lupte ale carpilor în sudul Dunării în alianță cu goții lui Cniva sunt ilustrate în mod elogvent în extraordinara lucrare apărută în urmă cu doi ani, intitulată Imperiul Roman în Crize, 248-260 când zei au abandonat Roma. În finalul acestui capitol facem observația că în dreapta fiului lui Traian Decius, care și-a pierdut viața și a fost înmormântat în sarcofagul Ludovisi, se află un călăreț cu dragonul Dacic. Acesta era un călăreț din trupele de pază al acestui important conducător al romanilor. Originea dacică a respectivelor trupe de protecție a împăraților romani, orei familiilor acestora, este demonstrată de dragonul dacic. Pe arcul de triumf al lui Galerius de la Salonic, împăratul de origine dacică este însoțit în războiul său din Persie de trupe similare, de purtători de draconi. Aceasta înseamnă că trupele care îi protejau pe împărații romani, erau de origine dacică, fiind soldați recrutați fie din Dacia Romană, fie din Mesia, ori Tracia, iar trupele care doreau să-l pe acești împărați erau cele ale carpilor conduse de Pileati. În anul 251, armatele carpilor și ale goților au reușit să treacă de protecția oferită de trupele dacice de draconari și să-l atât pe Dreanus Decius cât și pe fiul acestuia. Anterior, în anul 250, carpii au recucerit Transilvania, Banatul și Oltenia, alungând trupele romane la sud de Dunăre. În anul 270, împăratul Aurelian nu a făcut decât să recunoască oficial pierderea Daciei între Carpatice și să organizeze la sud de Dunăre alte două provincii cu acest nume. Comandații carpilor care au recucerit și eliberat Dacia de romani apar redați în mod magnific tocmai pe sarcofagul Ludovicii de la Vatican. Eliberarea Daciei a fost finalizată de fapt sub zidurile Filipopolisului din Tracia și apoi pe câmpurile de la Abritus din sudul Dunării, când armata romană a suferit prima catastrofă generală din istoria sa.